Ok, neața lume, azi vreau să vă arăt cum să intrați într-un snapshot al Minecraft-ului. Hai să clarificăm repede ce e un snapshot. Aici, versiunea actuală de Minecraft e 1.8.8 și totuși, programatorii de la Mojang lasă versiuni ale update-ului 1.9 care pot fi jucate la îndemâna oricui, ca să le testăm, să găsim bug-uri, să ne distrăm în același timp și să nu ne plictisim până ajunge update-ul de 1.9, care s-ar putea să ajungă în iarnă, eventual chiar primăvară. Așa că, foarte multă lume habar n-are asta și vreau să vă arăt cum să faceți asta. E foarte simplu și am să vă explic cam tot meniul ăsta. Deci, ca să puteți să... Aici aveți versiunile. Asta cred că știe toată lumea. Și se duce până HLL-ul, până în alfa. Aici trebuie să dăm să bifați căsuța asta. Deci sub version selection aveți acolo chestia unde este snapshots, dați enable la chestia aia și acum când vă duceți la versiuni o să vă arate toate versiunile Minecraft-ului. E ciudat un pic că nu ți arată și snapshot-urile vechi, aș fi vrut asta. Și snapshot-urile de la 1.7 și 1.6, alea, trecem peste. Astea sunt toate snapshot-urile ale update-ului 1.9 deocamdată. Și cu chestia asta puteți face o groază de chestii. Astea vi le păstrează în roaming, deci cei users, home, app data, roaming, Minecraft și o să găsiți voi pe acolo să versions și o să găsiți toate astea pe care le-ați downloadat. Eu cred că am vreo 3 de astea, o droaie de versiuni pe aici, alea. Cu astea puteți să le modificați, vă puneți moduri, eu am shaders și Optifine, vreo 4 Optifine-uri deocamdată. Și dacă bifați și chestia asta, o să vă arate versiunile din vechiul beta. Deci, nu, și Forge-ul, nu luați în seamă Forge-ul, astea sunt 1.8. Asta e prima versiune disponibilă pe care putem să o downloadăm și pe aia urc, 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 old alpha, old alpha. Și pe aici am început eu să joc Minecraft. Pe aici s-au băgat pistoanele. Și pe aia era asta nouă cu o droaie de versiuni 1.0, 1.1, 1.2, 1.2.3. Nice. Până la 1.8. Ok, după care mai aveți niște chestii pe aici. Chestia asta vă lasă să alegeți dacă lancerul, adică chestia asta, când dați play, vă deschide o altă fereastră. Lancerul poate să rămână deschis cum l-am eu, poate să-l închidă sau poate să-l ascundă. De fapt, îl închide și-l deschide când închideți jocul. După care, automatic fix crashes, eu n-am să dau chestia asta, fiindcă la naiba am Minecraft piratat și nu prea îi ajută nici pe ei, nici pe mine cu nimic, ba mie îmi face un pic de lag. Rezoluție, dacă... Da, asta puteți schimbați din Optifine. Rezoluția e numărul de pixeli, deci efectiv lățimea monitorului înmulțită cu lungimea monitorului în pixeli. Monitorul meu are 1360x768 de pixeli. Da, deci dacă nu bifați chestia asta, o să vă iei instant rezoluția monitorului și nu o să vă doară capul. După care, Game Directory, asta e în app data, cei users home tralala. Eu am mai avut în D, un Minecraft, l-am pus unul ca să fie sus acolo. Aici aveam chestia, aveam folderul ăsta în care Minecraft-ul opera, deci de aici aș lua lumi, tot ce vreți. Și foarte simplu să faceți asta, deci numai dați dublu click aici, hai să merg și eu un folder, dublu click aici, dați Ctrl C, și dați paste în chestia asta. Că dacă vă duceți în procent, app, data, procent, sper că am scris calea mea. Data, ok. Și fac, nu. Ups. Procent, app, data, procent. Așa, roaming, Minecraft. Și dați aici, e exact aceeași chestie aici. Ce e user sau app, data, roaming, Minecraft. Bun, asta a fost cam tot, sper să vă... era să uit. Chestia asta vă mai pun vă schimbă din 512 mega de RAM pe care îi folosește Minecraft-ul maxim. O să vă schimb într-un giga și dacă vă mai jucați voi cu comanda asta o să puteți puneți mult mai mult. Iar asta habar n-am ce faci. Și nici n-am folosit niciodată, deci dacă mie nu-mi trebuie, nu cred că vă trebuie nici vouă. Asta a fost cam tot pentru... Asta s-ar putea să pun un clip cu Minecraft News, cât de rapid pot. Azi, mâine, habar n-am. Cred că îl încep azi, poate îl termin mâine. Depinde. Asta a fost tot. Ne mai vedem.